În cea de-a noua lecție despre curentul alternativ vom discuta despre rezonanța circuitelor RLG. Un circuit ce conține reactanțe are ori XL, ori XC, ori amândouă diferite de 0, se află la rezonanță dacă curentul e în fază cu tensiunea. În notația din lecția trecută de fazajul dintre Curentul total și tensiunea totală din circuit este identic 0. Asta în condițiile în care avem reactanțe în circuit. Dacă scriem pentru, curentul, pentru circuitul RLC serie formula acestei, acestui defazaj dintre tensiune și curent și pun, îl punem egal cu 0, acest defazaj sau mai exact tangenta lui, obținem această ecuație. Dacă facem același lucru într-un circuit RLC paralel, adică luăm formula pentru tangenta defazajului dintre tensiune și curent și punem valoarea E egală cu 0, obținem această ecuație. Ambele ecuații au fost deduse în lecția precedentă. Uitându-ne la ele, ambele ecuații sunt satisfăcute, deci avem un, o valoare 0 dacă XL este egal cu XC, dacă reactanța inductivă este egală cu reactanța capacitivă din circuit. Aceasta devine condiția pentru rezonanță într-un circuit serie sau paralel și în general într-un în orice tip de circuit. Vă aduc aminte că XL era definit ca omega L iar XC era definit ca 1 pe omega C. Din aceste definiții ale reactanțelor și această condiție de rezonanță, obținem expresia pulsației curentului alternativ pentru rezonanță. Deci avem această egalitate când pulsația curentului alternativ din circuit este egală cu 1 pe radical din L or C să studiem un pic ce se întâmplă cu impedanța circuitului Z în, în, acest caz. Vă aduc aminte că impedanța circuitului serie, RLC serie era egală cu, sau este egală cu R pătrat plus XL minus XC la pătrat, iar impedanța circuitului paralel ZP era egală cu 1 împărțit la radical din 1 pe R pătrat plus 1 pe XL minus 1 pe XC la pătrat. Dacă alegem valori pentru parametrii L, C și R. Și atunci aceste impedanțe vor fi funcție numai de frecvență, obținem următorul grafic. Deci ce vedeți în acest grafic? În albastru este impedanța serie a unui circuit RLC serie pentru care rezistența a fost fixată la 2 ohm, L a fost fixat la 1 Henry și C capacitatea fost fixată la 1 farad. Deci singura variabilă care rămâne în formula pentru Z este omega. Și atunci reprezentăm Z ca funcție de omega. Și observăm că în el are un minim, Z serie are un minim pentru o valoare a lui omega de 1 Hz. Aceasta este motivul pentru care am ales L și C1 pentru că dacă înlocuim L și C egal cu 1, obținem frecvența sau pulsația de rezonanță egal cu 1 Hz. Și într-adevăr, la 1 Hz obținem un minim al, lui, al impedanței în serie. Valoarea impedanței minime a circuitului serie este egal cu 2, adică este egală cu valoarea rezistenței, cu 2 ohmi. Și, într-adevăr, când x e egal cu xc, z serie ar trebui și este să fie egal cu 2 ohmi, care este rezistența. Dacă facem exact același lucru pentru uh, impedanța în paralel, adică fixăm R, L și C și rămâne numai omega ca variabilă, observăm în graficul cu verde că Impedanța în paralel are un maxim, este comportarea inversă, are un maxim la, la pulsația de rezonanță, care este 1 Hz pentru L egal cu 1 și C egal cu 1. Și la această frecvență sau pulsație de rezonanță obținem un, o valoare a impedanței paralel egală cu 2 ohmi, adică egală cu valoarea rezistenței. Într-adevăr, dacă x e egal cu xc, atunci zp va fi egal cu r. Dar acesta va fi un maxim și nu un minim al impedanței în cazul circuitului paralel. În concluzie, într-un circuit RLC serie la rezonanță, obținem un minim al impedanței care este egal cu rezistența. În concluzie, curentul care în general este U împărțit la Z la impedanță, Atinge un maxim și acest maxim este egal cu U supra R, tensiunea totală împărțită la rezistența circuitului RLC serie. În cazul circuitului RLC paralel, la rezonanță, impedanța atinge un maxim, care este egal cu R. Și, în acest caz, intensitatea curentului, care este, din nou, U supra Z. U, tensiunea totală împărțită la impedanță, va avea un minim care va fi egal cu U împărțit la R. Să continuăm studiul uh, proprietăților circuitelor RLC la rezonanță prin introducerea așa-numitului factor de calitate. Ce este acest factor de calitate? Să ne uităm un pic la diagrama fazorială. A unui circuit RLC serie la rezonanță. Am făcut uh, diagrama fazorială a acestor circuite de tip RLC în lecția precedentă. Deci, avem un circuit RLC serie la rezonanță, ceea ce, după cum am uh, descris, înseamnă prin definiție că defazajul este 0 și, ca și uh, defazajul dintre intensitatea totală și curentul total, și, ca și cons consecință, pulsația. Va avea o valoare fixă, care este această pulsație de rezonanță: 1 pe radical din LC. Dacă ne uităm la diagrama fazorială a unui circuit RLC serie, vedem că acest defazaj dintre intensitatea totală și curentul total este egal cu 0. Într-o condiție foarte specială de funcționare a circuitului, mai exact când fi este egal cu 0, putem vedea că UL va fi egal cu UC, iar, adică tensiunea pe uh, bobină va fi egală cu tensiunea pe condensator, iar U, tensiunea totală, devine paralelă cu I și cu UR, și deci U va deveni, e, va deveni egal cu UR. Vă reamintesc că, în general, pentru un circuit RLC serie general, avem următoarea ecuație. U este egal cu UR plus UL plus UC. Aceasta este relația generală. Dar în cazul unei rezonanțe în care fi este egal cu 0, deci U se aliniază cu UR, avem situația foarte specială că U devine egal cu UR iar UL devine egal în magnitudine, dar de semn contrar, cu UC. Deci avem o decuplare a, cur... a tensiunii totale de tensiunea pe bobină și condensator. Ele devin separate, ca și cum n-ar mai fi în același circuit. Bineînțeles, ele sunt în același circuit. O concluzie este că UL care este egal cu UC poate fi mai mare decât uh, tensiunea totală pentru că ele nu mai sunt legate prin aceeași ecuații. Mecanismul prin care se poate întâmpla asta este că circuitul oscilant bobină condensator înmagazinează energie în timp de la sursă și în felul acesta poate avea o, o mărime mai mare decât cea a tensiunii. Dar oricum, din aceste două ecuații, o concluzie este că în principiu putem avea o tensiune mai mare pe bobină și condensator decât tensiunea totală, cea furnizată de sursă U. Factorul de calitate descrie exact această situație. Factorul de calitate sau de supratensiune pentru un circuit serie este definit ca raportul dintre tensiunea pe bobină și tensiunea totală în condiții de rezonanță. Bineînțeles, el poate să fie definit și ca UC împărțit la UL, pentru că UL este egal cu UC la rezonanță. Dacă înlocuim valorile, UL va fi I ori XL, dar I este același cu cel de la, de la numitor, U fiind IR. Deci, I se simplifică, poate ar trebui să scriu, deci obținem I omega0L împărțit la IR și I se simplifică. În concluzie, factorul de calitate în RLC serie este omega0L împărțit la R. Putem să facem ultimul pas înlocuind ecuația pentru omega0 care este 1 pe radical din LC și obținem că factorul de calitate este 1 pe R radical din LPC. În concluzie, dacă avem un circuit RLC serie a cărui pulsație este egal cu 1 pe radical din LC, adică este la rezonanță. Și acest factor de calitate, adică această combinație de parametri RL și C, este mai mare decât 1, ne aflăm în, în regim de supratensiune, adică tensiunea pe bobină și condensator, tensiunile pe bobină și condensator sunt egale și amândouă mai mari decât tensiunea sursei. Foarte similar se face discuția în cazul circuitului RLC paralel. Deci avem aceeași condiție ca defazajul dintre tensiune și curent să fie zero. Nu mai desenez încă o dată diagrama fazorială pentru RLC paralel, o aveți în lecția trecută. Consecința este absolut identică ca cea pentru RLC serie, cu condiția că discutăm despre curenți în loc de tensiuni. Vă aduc aminte că în cazul unui circuit RLC paralel, ecuația de bază generală era că I este egal cu IR plus IL plus IC. Și la fel, în cazul în care Fi este egal cu 0, cele două părți ale acestei ecuații se decuplează, deci decuplăm bobina și condensatorul de sursă și rezistor și avem că IL plus IC egal cu 0, adică au aceeași magnitudine semn opus sau sens opus, iar I este egal cu IR. La fel, IL este egal cu IC și poate depăși I, nu mai leagă nicio ecuație IL și IC de I direct. Deci, introducem factorul de calitate care în cazul circuitului paralel se numește de supracurent, nu de supratensiune, ci sub, supracurent, în acest caz al curentului RLC paralel, dacă acest factor de calitate definit ca raportul dintre el și I la frecvența de rezonanță și egal cu această valoare, dacă acest factor de calitate este mai mare decât 1, atunci avem situația particulară în care intensitatea curentului de pe bobină și intensitatea curentului de pe condensator sunt egale și ambele mai mari decât intensitatea totală a curentului din circuit. Haideți să discutăm despre interpretarea energetică a fenomenului de rezonanță într-un circuit RLC. Pentru aceasta să calculăm energiile pe diferitele componente și apoi energia totală din circuit. Energia magnetică este energia înmagazinată în bobină. Deci discutăm aici despre energia din bobină. Și ea este egală cu 1 pe 2 L I L pătrat. Unde I este valoarea momentană a curentului prin bobină. Pe care o scriem explicit și are această ecuație. Pe condensator avem o energie electrică, care este egală cu 1 pe 2, capacitatea condensatorului mulțită cu tensiunea momentană pe condensator la pătrat. Aceasta poate fi scrisă în această formă, unde am scris explicit UM, deci UM pe condensator este egal cu IM înmulțit cu XC, prin definiția lui XC reactanța Capacitiv. Argumentul funcției sinus ce descrie UC va, tensiunea pe condensator va avea aceeași fază totală omega t minus phi, dar defazată în spate cu pi pe 2 deoarece tensiunea pe condensator este în spate cu 90 de grade față de intensitatea prin condensator. Bineînțeles, prin aceasta implicăm că ne aflăm într-un circuit RLC serie, adică intensitatea de pe condensator este egală cu intensitatea de pe bobină. Și atunci, defazajul dintre aceste două funcții sinusoidale va fi de minus pi pe 2. Folosim apoi, pentru a scrie în ecuația finală, identitatea trigonometrică sinus de alfa minus pi pe 2 este -cosinus sinus de alfa. Deci, acest minus pi pe 2 dispare dacă transformăm sinus în cosinus. În cazul unui circuit aflat la rezonanță, până acum nu am discutat despre rezonanță, acestea sunt ecuații generale. Totuși, la rezonanță putem demonstra că aceste valori maxime ale energiilor magnetice și electrice sunt egale. Să vedem de ce. Deci, putem scrie cxc pătrat egal cu C1 pe omega la pătrat C pătrat. Aceasta este definiția lui XC. Iar în cazul rezonanței, omega va fi egal cu omega 0, care este egal cu 1 pe radical din LC. Deci în cazul rezonanței putem scrie mai departe că CXC pătrat este egal cu L. Adică aceste două mărimi sunt egale. În consecință, în acest caz, dacă scriem energia electromagnetică, care este suma dintre energia electrică și energia magnetică din circuitul RLC, obținem un W0, prin care, prin W0 am notat această valoare maximă a energiei, care e comună, deci am definit 1/2 LIM pătrat, și ea va fi aceeași pentru ambele tipuri de energie. Deci avem W0 sinus la pătrat de omega T minus fi plus același W0 cosinus la pătrat de omega T minus fi. Sinus pătrat plus cosinus pătrat de același unghi este 1, e o identitate trigonometrică, deci obținem că W e electromagnetic, energie electromagnetică, este egală cu această constantă și este constantă în circuit. Haideți să reprezentăm grafic această funcție. Deci dacă reprezentăm grafic WE în culoarea albastră, WM în culoarea verde și WEM culo pentru culoarea roșie, în care pentru simpli simplitate a graficului am luat această valoare egală cu 1. Deci vrem să vedem numai variația cu unghiul sau cu argumentul omega t, cu faza omega t. Și atunci am luat W0 egal cu 1 atunci vedem că variația cu faza a energiei electrice este acest sinus la pătrat, a energiei magnetice este acest cosinus la pătrat, iar suma lor este 1. Deci, ceea ce observăm și ce concluzie tragem este că la rezonanță, energia electromagnetică totală oscilează între bobină și condensator. Adică, pe măsură ce energia magnetică scade, cea electrică crește cu aceeași cantitate și invers. Deci, alternează între o formă electrică și una magnetică, având o sumă constantă. Deci, pur și simplu, bobina și condensatorul la rezonanță își schimbă între ele energie, suma totală fiind constantă. Acest fenomen de rezonanță are foarte multe aplicații practice. Una dintre cele mai cunoscute fiind antenele. Deci antenele uh, electromagnetice, antenele radio, antenele TV folosesc în marea lor majoritate fenomenul de rezonanță a undelor și circuitelor electromagnetice.